Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou vlog cu canalul care îl face. Am ieșit un pic la plimbărică, joaca de sărbătoare. Tot e Constantin și Elena. Știam, bă, să ieși la o livrare, la o plimbare, mă scuzați. Am cap livrări. Vreau să ieși la o plimbare, văd și eu cum se mai prezint orașul. Hai să vedem și noi. Că am cumpărat... am luat ceva fain pentru... Da. Ce mai e prin oraș. Uite, mergem în parcul catedralei, dar nu știu unde demonstră scena. Da. Ce? Da. Da. Hai să vedem noi ce mai e prin oraș. Că văd că e fain, foarte frumos. Mai bine să te plimbi. Da, uite. Hai, pista de biciclete, că pista trebuie să fie goală. Da, la cât de mult biciclete suntem. Da, nu știu cum au făcut atâtea domn primar, cu altă copiii. Ce-au făcut? Ce-au mituit? Ca să ieșit la plimbare cu el, nici nu ieșeam, mort, nu ieșeam cu el. Pentru un leac de prosteală, nu s-a păcălit un leac. V-a păcălit un pic. Băi, v-a păcălit, v-a spus că-mi place și faci și cu el. Așa, adică să ieși și cu el. Da? Da, aveți dreptate. Da, am dreptate. Câteodată. Ia uite ce frumos e afară. Ia uite acolo, fai. Da. Am zis că trebuie să fac o chestie. Normal, n-ar trebui să o lucrează și trece, da? Hai să fie. Da. O să am o surpriză pentru voi. Cât de curând. O să am o surpriză pentru voi. Cât de curând. Da, abonați-vă. Stați aici pe canal. Să dați și voi urmăriri. Like, subscribe. O să vedeți vloguri interesante. O să apară vloguri interesante pe acest canal. Am un proiect nou pentru voi. Dacă stați aici cu mine, o să vedeți noul proiect. Da. Ia uite, hai să mergem și în parc. Hai să mergem și în parc.
frunte. Ce frumos e pe aici. Uite, cât e de fain. Ia să vedem și noi dacă e... Prefina și nu pe aici, prin cățelul. Ia să vedem. A, uite cât de frumos. Am să mă duc și la mine în carter, că am văzut că m-a dat drumul la, la chestia aia. Ia să vedem, mai pe aici. Da. Hai că văd că nu-mi răspunde. Hai că revin mai încolo. Da, oameni buni, mă duc și eu acasă. M-am întâlnit cu un prietenaș. Am mai stat de vorbă cu el. Am mai discutat în alta afaceri. Da, așa, acum mă duc acasă. Dar o iau pe partea altă. Că am văzut, dacă nu am văzut prost, că s-a deschis, s-a redeschis parculețul olimpic la bazin. Și acum mergem să vedem dacă e adevărat. Nu știu dacă e adevărat. Știi? Vreau să văd dacă e adevărat. Sau e o mințiună. După cum văd eu pe ea. Hai să mergem, să fim împreună martori. Aia cei minciuni, dacă sunt minciuni sau adevăr. Vedem la fața locului. Au, ce frumos e afară. Bă, bate un vânt. Dacă aveam dronă și o ridicam sus, cred că nu, când e frig, când e vântul ăsta puternic, nu e bine să îi ridici drona. Nu, drona nu e bună. Tu ai vânturi, după aia o caut în copaci. Ia uite frumos. Hai să vedem. Uite, ca de la... Bă, că am vrut de cadrea mântuirii neamului. Stai, cadrea ortodoxă din Bacău. Auzi, ce... Mașini au unii zici că săraci, unii, mă. Unii zici că săraci. Da. Bă, hai că... Cred că revin din zona minunată a
orașului, ce era important. Ce era important. Știi? Se va arăta acolo ce e important. Ca să vedeți și voi dacă e minciună sau e adevăr, că pe internet e una, în realitate e alta. Știți cum e? Pe internet e una, în realitate e alta. Da. Bate-lea cuvântul ăsta, da? Nu-i bine. Mănești. Nu-i bine afară. Da. Mă dau cu 4 minute în bicicletă și mă trezesc că mai ia pe ghidon. Trebuie să respectăm și bicicliștii. Măi, bicicliștii tot timpul trebuie să aibă și un rol în societate. Măi, cei care nu pot deține un permis sau nu vor, nu le place să conducă sau nu le place mașina, fac mijlocul 2 de transport. Autobuzul, sunt unii care nu preferă aglomerația, autobuzii. Sunt unii care nu preferă aglomerația în autobuzii și... Ce fac? Iau frumos... Și iau bicicleta. La pas. Iau bicicleta. Înțelegeți? Da. Hai că... Faci un fumălău nox. Bă, frate, bă, sunt unii care fac un fumălău, o negreală și mai și durează mai dar... Bă, nebunule. Ce bă, cafeneaua asta? Până la cât au deschis bă cafeneaua asta? Până la 8? Că normal, ca în centru deja, pșșt, îs la linii, îs închise, alea din centru. Deja le-o închis. Și asta de aici, de pe centru, acolo de la partea mea fiului, deja le-o dat închidere. Și asta încă mai funcționează. Ce fac să le-o bati? Zboar... Mai alea că se zboară șapcălie din cap. Hai să luăm pe sub pasaj, oameni buni. Dacă tot o dea drumul, o luăm pe sub pasaj.
Și după aia o luăm să vedem exact pot cu pas, mota mota. Da. Să lăsăm, să mă atent. Raiule, arunim în rai. Hai să luăm pe aici, ha? Că văd că s-a renovat ceva. Opa. Să luăm pe aici, hai, dacă luăm pe aici, te facem ocolul. Hai, colo pe aici, că e de drept. Mai îngust, dar e mai altfel. Acolo e mai lat. Dar trebuie să înconjori. Hai să vedem. Aici? Hai, acolo, mașca pe aici. Ia uite. Cum arată? Da? Ia uitați! Hai că vă arăt așa ca să nu vedeți gardul, uitați! Lumea ta sunt înconjoare. Uitați cât e de faci foarat bine, dar până în final, mai e de treabă. Spunea că faci cafenele. Ce cafenele faci tu aici, mă? Magazinul Bucuria deja a închis, că deja eu la spațiu și acolo cred că va face... Cred că va deschide cineva vreo cafenea. Nu știu, ce cafenea va deschide, nu știu. Cred că va deschide o cafenea din aia care te servește la geam. Da, asta zic eu, acolo unde era bomboane la Bucuria. Eu asta zic, acolo unde era bomboane, unde vendea bomboanele la Bucuria, zic că acolo se face, da, mult ca sigur. Da. Uite, bilele astea care de te aclimontează. Uite, ta mai bilul ai lili. Ta mai bilele astea, ia uitați-le. Astea din piatră. Cât sunt de mari, bă, frate. Sunt mari, frate. Uite aici băieții moto. Da, văd că... Da, mă mai nouă văd că și la femeile îi place motoarele. Înainte... Nu știam că femeile... Înainte nu erau așa pasionate femeile de motoare. Acum... Bă, toate! Cam vezi, dacă tu ești pe stradă, bărbatul ești femeia. Da. Da? Asta e.
Cam asta e treaba. Hai că revenim de la sursă, de acolo, de unde v-am zis eu. Hai! Da, oameni buni, hai că suntem în zona bună. Luminață, cam... Să vedem că am auzit că pe aici s-ar fi făcut parcul, s-ar fi deschis. Să vedem, că așa spunea, arăta pe internet. Pe aici. Dacă nu e deschis, înseamnă că era o altă zonă. Dacă nu e deschis în zona asta. Așa văzusem eu. Acum vom vedea, vom trăi și vom vedea. Mergem să vedem dacă e adevărat. Tot mergem pe casă, am să trecem și pe acolo, să verificăm sursa. Ia să verificăm sursa. Bă? Ia să verificăm sursa. Ia uite ce lună frumoasă. Ia. Bă, văd că sursa e bună. Hai să o verificăm dacă e adevărat. Cum spunea domnul primar, era tare entuziasmat cu ăla. Hai să verificăm. Tot este făcut. Hai să mergem la verificat. Eu știți cum îs, eu nu sunt hater, dar când vine vorba de un lucru făcut și a început lucrarea, să-l și termini ca lumea. Ia să vedem, în peisaj, în poză, în filmulețul ăla, părea cam șmecher, dar în realitate nu prea, nu prea mă dă pe spate. Ia uitați. Uite, au făcut trambulini, au făcut chestii, ia uitați. Bă, e cât de loc. Ia uitați. Ia uitați. Ia uitați. Ce faci? Ce frumos, bine că nu vii. Dacă mai cade vreun copil sau se lovește. Aici pentru sport. Aici e frumos. Da, uite. Sunt cei care vor fac sport. Da, e ok. Uite și aici, asta că ai văzut. Stai. Stai că nu se termină aici, am mai găsit o chestie. Dar au făcut, bă, știi ce nu-mi place, au făcut chestiile astea pe aici, dar băncile astea cine le-au schimbat? Bă, domn primar, ai făcut parcul, ai aranjat, ai închis aici. Băncile, bă, măcar nu le făceai de aia o vopsea, bă. Foarte frumos, cred zic că la față gardul frumos așa și în spate arată ca murât. A, gândire și lucrare proastă, ia uitați. Frumos, îmi place. Arată bine parcul. Dar singura chestie care nu-mi place. Ia uitați. Uitați, astea sunt vârtii, ia uitați. Se poate da copii, sunt vârtii. Ia uitați, frumos. Bănci, coș de gunoi. Dar singura chestie care nu îmi place. Că dacă tu ai închis aici zona asta, ce ți era greu? Bă, nu schimb băncile, dar măcar dădeai o culoare, frate. Bă, dădeai o culoare, unde e o lumină, undeva. O fost mai, v-am arătat mai înainte. Da? Băncile tot la fel arată. Deci, care-i treaba? Nu, în primar. Băncile de ce le lăsa tot la fel? Așa urâte. Coșurile de gunoi? Ha. Trebuie așa, astea, alea, că schimbate. Ai făcut parcul frumos, dar pe de-o parte urât. Urât. Nu tot parcul e urât, parcul e frumos. N-am ce zice. E super. Arată bine parcul,
Dar singura chestie care nu îmi place, ia chiar, mă, că spuneau ăștia că și aici terenul ăsta l-au făcut. Ei au făcut terenul? Sau nu? Oare au făcut terenul cum spuneau? Ia să verificăm. Hai să verificăm, cât că e noapte, la testăm. Că a zis că oare au făcut și terenul. Vreau să verific. No! Să vezi tu refăcut, ia uite-l. Ia uite-l. Vezi? Bă! Domn primar! Ia uite! Ia uite! Bă, ai făcut bine! Arată bine parcul, dar terenul ăsta de fotbal, de basket, de ce el? Mai concret? Deci de teren? Tot drul la bască, ai făcut parcul, l-ai aranjat, l-ai amenajat frumos, dar terenul de fotbal de aici, din zona sălii sportului, terenul ăsta mic aici, un peșmuit, l-ai lăsat de rahat. Deci, nu pe ai făcut mare lucru. Băncile, deci două probleme mari și late care nu le-ai făcut cum trebuie. Terenul trebuia să te ocupi și de el, dacă tot ai început parcul să-l renovezi. Așa, și mai trebuia să faci și băncile să le vopsești. Nu trebuia să le schimbi, doar le dai un luci, o culoare. Da, văd că astea nu erau pe lista ta. Să mai vrei să mai fi votat? Nu votați, bă, nu votați. Unde vedeți, unde vedeți la vot, aia, pșt, evitați-l. Evitați-l că nu e bun. Ce era greu, mă, să te ocupi leacă și de terenul ăla de... Ăla nu tot a primăriei ei, terenul ăla? Intrau copiii, se jucau. Da? Nu se poate, bă, ai făcut de fațadă doar parcul, te-ai instalat pe parc și băncile, care erau tot ai împeșmuit acolo. Deci n-ai dat și o vopsea pe chestiile alea, deci n-ai dat și o vopsea acolo. Hă? De ce? N-ai dat și cu o vopsea, ca să fie frumos. Știi cum ai făcut? E da, ca zic ala aia, vopsi gardul și vopsi leopardul, sau nu știu cum era zic ala aia. În față vopsi gardul și în spate... Adică în față, ca să vadă vecinii, să vadă lumea că ai un gard frumos vopsit și în curte la tine arată, parcă zici că... arată groaznic. Păi, întorceți-vă înapoi frumos și refaceți terenul ăla care v-am arătat din lângă locul ăia de garsonierii. Așa, și vopsiți și băncile. Că nu e greu să dea da o vopsea pe băncile alea. Că nu crezi că e așa e scumpă vopseaua, să nu vă permiteți. Că bani pentru hârtioagii, pentru campania electorală sunt. Dar să faceți frumos bac orașul, nu sunteți în stare. Nu. Păi, e frumos așa? Spuneți-mi și mie, oameni buni, dacă eu greșesc cu ceva, dacă spun minciuni. Păi, eu nu mint, eu spun adevărul. Hai! V-am pupat, dați și voi un like, un share, un subscribe, să vă aduci prietenii voștri. Hai! Ne vom revedea la următorul vlog. Pa, pa!